update de la Poco X3 Pro până în 2000 de lei. S21 FE sau S22. Telefon bun la toate la 1500 de lei, laptop pentru editare până în 3000 de lei și așa mai departe. Salutare, ăsta este al 30-lea clip din serie de pe anul ăsta și la început v-am zis doar câteva dintre întrebările la care o să răspund în acest clip. Evident, dacă și tu ai nevoie de o recomandare sau ai vreo nedumerire, las-o acolo mai jos în comentarii, iar eu o să încerc să răspund cât mai repede pot, acolo jos în comentarii sau la următorul clip din serie. Se prea poate ca săptămâna viitoare și chiar și cealaltă să nu vină un clip din această serie, dar nu vreau să dau niciun spoiler, așa că hai să începem. Daniel Botezat. Salut, am un Poco X3 Pro de 3 ani și vreau să fac o schimbare, însă nu știu ce să iau. Vreau ceva până în 2000 de lei, dar să fie bun la toate. Pentru că actualul telefon are ecranul slab și o cameră foarte slabă. Nu a excelat nici când l-ai cumpărat. La aceste lucruri, nici măcar la banii plătiți. Acel Poco X3 Pro, ca să fim realiști. Deci recomandările mele au fost în felul următor. Deja ți le-am lăsat în comentarii, evident. Motorola Edge 40 pe la 1400 de lei, Realme GT2 pe la 1600 de lei, Xiaomi 12X pe la 1800 de lei plus minus, Motorola Edge 30 Fusion tot pe la 1800 de lei plus minus și Oppo Find X5 pe la 2000 de lei. Acum, după cum ți-am zis și în comentarii, Motorola Edge 40 este arhi suficient și este un update considerabil față de ce ai tu în acest moment. Poate nu pe partea de performanță, într-adevăr acolo sunt similare, dar ca și telefon per total, clar, Motorola Edge 40 e mult mai bun decât acel Poco X3 Pro. Și celelalte, după cum ți-am zis și acolo în comentarii, nu ți oferă foarte mult extra. Adică deja procesorul de pe Motorola Edge 40, adică cel Dimensity 8020, este suficient de performant. Îl vezi și tu acum în comparație cu Snapdragon 888 în testele sintetice și cumva e similar cu Snapdragon 870, cel puțin pe hârtie, căci în practică merge mai bine 870. De ce zic asta? Pentru că procesoarele astea se află în următoarele telefoane, da? Realme GT2 are Snapdragon 888. Ți-am zis, e o idee mai performant, însă per total pe partea foto-video, eu zic că este mai slăbuț decât Motorola Edge 40. Nu cu mult, pe camera principală e cam tot acolo, dar clar pe camera ultra-wide Edge 40 îl bate fără îndoială și pe camera selfie din nou Edge 40 mi-a părut că scoate niște poze chiar foarte, foarte bune. Și după cum ți-am zis, acel GT2 are cam aproape 2 ani de la lansare. Dar na, dacă tu preferi Realme, clar, GT2 la banii ăia e o alegere foarte bună și un update considerabil față de Poco X3 Pro, inclusiv pe partea de performanță. Apropo, și acel Dimensity 8020 pe hârtie e mai bun decât 860-ul din Poco X3 Pro, clar, fără îndoială e mult mai bun, dar în practică, cel puțin momentan, nu-i cazul, da? Xiaomi 12X vine cu Snapdragon 870, dar în rest pot să-l clasific ca fiind un adevărat flagship pentru anul 2022. Camere foarte bune, încărcare foarte rapidă, ecran foarte bun, bineînțeles. Ce lipsește este rezistența la apă, rezistență ce Motorola Edge 40 o are, adică inclusiv la scufundări. Atenție, nici Realme GT2 nu are această rezistență la apă. A, și pe lângă asta, Xiaomi 12X e un telefon chiar compact, adică se încadrează la telefoanele compacte, da? Motorola Edge 30 Fusion este telefonul ce și eu l-am. În mare e foarte similar cu Motorola Edge 40. O idee mai slab pe camera selfie, dar și pe camera principală ceva mai slab decât Motorola Edge 40. Deci da, atâta de bun este acel Motorola Edge 40, dar ăsta e mai bun la performanță și în rest e cam tot acolo. Cu mențiunea că nici ăsta nu are rezistență oficială la apă și praf, da? Iar Oppo Find X5 este clar din nou un flagship veritabil de 2022, în afară de procesor, da? Și acesta are Snapdragon 888, procesor de top din 2021, atenție, clar, o performanță foarte bună, are o construcție foarte premium pentru acel an, dar din nou, nu ai rezistență oficială la apă și praf. Din punctul ăsta de vedere, Motorola Edge 40 câștigă, deci, per total, Motorola Edge 40 e genial la banii ăia, efectiv, mai ales dacă pui accent și pe rezistența la apă și pe încărcare wireless, ce le are acel Motorola Edge 40. Dar, evident, acest Oppo Find X5 are camere de top pentru anul 2022. Camera principală și ultra-wide sunt foarte asemănătoare, ca și mărime sunt exact la fel, mărime fizică, ceea ce e genial, adică nu prea o să vezi diferențe când vine vorba de detalii și cum arată per total poza între principală și ultra-wide, ceea ce nu-i cazul la celelalte, da? Și pe lângă asta ai și un zoom optic 2X, ceea ce e foarte binevenit. Ce nu-mi place e că nu poate filma cu camera selfie la mai mult de Full HD. Chestia ce Edge 30 Fusion sau Edge 40 o face la 4K30, ceea ce e foarte bine. Deci ți-am zis, ce este de la Motorola Edge 30 în sus, dintre astea ce ți l-am enumerat aici, nu-i mare diferență. Dar dacă chiar vrei cel mai bun la acești bani per total, cred că Oppo Find X5 aș alege eu. Mare atenție, nu vorbesc de Black Friday, căci na, acum când filmezi clipul Black Friday și poți să găsești OnePlus 10T la 1900 de lei. Probabil
probabil e mai bun, cel puțin din punct de vedere al performanței, dar clar, ca și telefon per total, Oppo Find X5 oferă un raport calitate-preț foarte bun în acest moment. Al doilea comentariu este de la Patrick For You. O părere sinceră, OnePlus 9 Pro de 12 GB RAM sau Poco F5 doar pentru gaming? Poco F5 doar pentru gaming. E simplu. Deci, per total, Poco F5 e cu undeva la plus minus 50% mai performant decât OnePlus 9 Pro, cel puțin pe hârtie. Acum, depinde ce te joci tu. Eu te îndemn să te uiți pe YouTube, să vezi care e mai bun în jocul tău preferat și pe ăla să-l iei. Dar, per total, Poco F5 clar e mai performant, fără îndoială. Și dacă va primi update-urile necesare, fără discuție, va merge mai bine în toate jocurile. Ți-am zis, dacă va primi acele update-uri. Căci am văzut că mulți oameni se plâng că în unele jocuri nu merge foarte bine acel Poco F5. Cu toate că rezervă de performanță are foarte multă, da? Treia întrebare vine de la Barosanu481. Foarte scurt, da? S21 FE sau S22? Per total, S22 este mai performant. Adică nu neapărat că mai performant, dar mai bun raport calitate-preț, da? Adică din start îți spun, ai camerele mai bune, ecranul e cam tot acolo, performanța e cam tot acolo, bateria s-ar putea să țină un pic mai bine pe S21 FE și tot în avantajul S22 este construcția mai premium, deci eu personal aș alege S22, dar atenție că e un telefon ceva mai mic. Dacă ți-l trebuie pentru gaming, că am văzut că ai mai lăsat un comentariu tot S21 FE sau S22, dar din punct de vedere al gamingului, n-aș lua niciunul, nici S21 FE, nici S22 pentru gaming. Ia Poco F5 sau OnePlus 10T sau de ce nu un ROG Phone 6 dacă chiar vrei un telefon strict pentru gaming. Evident, poți să iei și ROG Phone 7, dar ăla deja e mult mai departe ca și preț, da? Andrei Popa 2746, un telefon bun la toate, în jur de 1500 de lei. Este ca și update de la Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Mersi pentru eventualul răspuns. Cu plăcere. Ai primit deja recomandările în comentariu de la altă persoană, sunt de acord cu acele recomandări. Motorul H40, Samsung Galaxy A34, Redmi Note 12 Pro 5G. Îți mai adaug Poco F5 dacă îl găsești pe la 1700-1800 de lei și ești dispus să pui această diferență de preț, dacă ți-l trebuie în special pentru performanță, da? Ca și pachet complet, motorul la H40 este mai bun decât A34 și Redmi Note 12 Pro 5G, din punct de vedere al performanței, din punct de vedere al construcției, din punct de vedere al camerelor, dar chiar și a bateriei, căci se încarcă wireless. Deci, din toate punctele de vedere, eu zic că e mai bun acel motor la H40 și vorbesc chiar pe testate, căci am testat toate aceste trei telefoane și motorul H40 mi-a plăcut cel mai mult. Adică nu că mi-a plăcut, a reieșit că e cel mai bun dintre cele trei, da? Tutoriale simple 05. Salut, îmi puteți? Îmi poți, că sunt tânăr și eu, da? Nu mă face să mă simt bătrân. Deci, te salut, îmi poți recomanda și mie un laptop pentru editare și randare video, buget 2-3 mii de lei? Păi da, bineînțeles, ți-am zis, trebuie să te uiți în primul rând la procesor, dar totuși ai nevoie și de o placă video dedicată și ea intră un pic în editare și randare. Dar dacă nu faci un clip cu foarte multe efecte, dacă nu lucrezi în Adobe After Effects sau, nu știu, Adobe Photoshop sau chestii similare, nu o să ai nevoie atât de mult de placa video cât o să ai nevoie de procesor. Cel puțin în cazul meu așa este. Acum nu pot să-ți garantez că ce faci tu e la fel cu ce fac eu, da? Deci, eu ți-am găsit un laptop la 2700 de lei acum de Black Friday, deci până postez eu clipul nu o să mai fie prețul ăsta. Eu o să vă pun prețul ce o să-l văd în momentul când editez acest clip, deci cel mai probabil nu o să mai fie la 2700 de lei, acel laptop cu Ryzen 5 6600H, 8 GB RAM și RTX 3050. Mare atenție, ai nevoie de minim încă 8 GB RAM. Eu personal am 24 GB RAM în laptop și mi-este suficient. 16 GB nu mi-ar fi fost suficient, de aia mi-am pus 24. A doua recomandare este la 3400 cu i7 12650H, 16 GB RAM și RTX 2050. Clar e o idee mai slab pe placa video, deci la gaming e mai slab, dar din punct de vedere al procesorului clar e mai bun, da? Dacă vrei să faci o economie, te descurci și cu acel Ryzen 5, dar evident e mai bun acel i7, da, când vine vorba de editări. Acum eu îți spun să te orientezi, da? Ai nevoie de un procesor cu minim, da, minim 6 nuclee fizice și 12 fire de execuție de alea performante, da? Deci procesoare ce se pun în laptopurile de gaming pentru o editare bună. Dacă nu ai văzut recomandările din comentariu acum de Black Friday când filmez eu, ți-am zis, cred
cred că ai putea să găsești totuși ceva cu i5-12450H la un preț similar. Dar e ceva mai slab decât primul laptop, din păcate. Așa că eu sper că ai văzut comentariile astăzi de Black Friday, când filmez eu, da? Skidibidi Toilet. Mi se pare mai bun Poco F3 decât Poco F5. Deci, e adevărat, este mai bun Poco F3 decât Poco F5. Din nou, vă las rezultatele pe partea de teste sintetice dintre procesorul Snapdragon 870, cel ce se găsește în Poco F3, și procesorul Snapdragon 7 Plus Gen 2, ce se găsește în Poco F5. Și puteți să observați că este cu, în medie, vreo 60-70% mai performant Poco F5, adică procesorul din Poco F5, decât procesorul din Poco F3. Evident, nu zic, se poate ca în unele jocuri să fie mai bine optimizat Poco F3, că e de mai mult timp pe piață și a avut timp să primească actualizări. De aia, din nou vă îndemn să vă uitați pe YouTube în jocul cel preferați voi, da? Eu testez în principal doar pe PUBG, iar pe acel joc, Poco F5 merge la 90 de FPS-uri, adică maximul posibil. De aia eu îl recomand în dragi pe acest Poco F5. Mi-e efectiv imposibil să testez în toate jocurile să văd cum merg toate telefoanele ce le testez. Și am ales acel joc pentru că e cam cel mai popular, da? De aceea testez doar în PUBG. Deci nu, Poco F3 nu este mai bun decât Poco F5. Din niciun punct de vedere. Florin XD6156. Se merită update-ul de la Poco F5 la iPhone 15? E discutabil. Adică, din punct de vedere al performanței în viața reală, nu merită. E mai bun Poco F5, are un ecran mai rapid și un procesor suficient de bun. Deci, după cum ți-am zis, în PUBG merge la 90 de FPS-uri, în timp ce iPhone 15 merge la doar 60, că nu-i permite mai mult ecranul. Pe partea de baterie, Poco F5 e mai bun. Pe partea de viteză de încărcare, Poco F5 e mai bun. Și pe partea de ecran, din nou, e mai bun Poco F5, având un ecran mai rapid. Poate nu-i chiar atât de luminos, dar per total eu aș alege Poco F5 din punctele astea de vedere, deci performanță, ecran și baterie. Dacă în schimb tu vrei poze foarte bune, clar e mai bun iPhone 15. Nu zic că e cel mai bun telefon pe partea de camere la banii ăia, adică undeva la 4500 de lei. Mai pui un pic și S23 Ultra, care clar e superior, dar strict dintre Poco F5 și iPhone 15 pe partea foto-video, clar iPhone 15 e în altă ligă. Deci depinde ce vrei. Dacă vrei performanță și baterie bună, de ce ți-ai luat iPhone 15, că e mai slab, da? Adică o fi el mai bun pe hârtie, într-adevăr. Vedeți și voi testele sintetice, da, dintre cele două procesoare, diferențele dintre cele două procesoare. Dar iPhone 15, ți-am zis, e limitat de ecranul la 60 de Hz, din păcate. Și în realitate, Poco F5 e mai performant și clar are o autonomie mai bună. Nu cu mult mai bună, dar pe lângă asta se încarcă și foarte rapid Poco F5. Acum să dai aproape de 3 ori prețul lui Poco F5 doar pentru niște camere care într-adevăr sunt mai bune, nu știu dacă merită. Gândește că poți să-ți iei pe la vreo 2500-3000 de lei un Motorola Edge 30 Ultra, care cam tot acolo și pe partea de camere cu iPhone 15. Cel puțin pe partea de poze, poate pe partea de filmare, într-adevăr, nu o fi tot acolo, dar în mare tot acolo. Sau uite, 3000 și un pic de lei ții S23 sau Xiaomi 13T Pro sau Motorola Edge 40 Pro. E o grămadă de telefoane mai ieftine care sunt cel puțin la fel de bune cu iPhone 15 din aproape toate punctele de vedere. Dacă ții un telefon pentru a face chestii profesionale, deci poze și filmări profesionale, nici n-are rost să te gândești la iPhone 15, te gândești direct la 15 Pro sau 15 Pro Max, S23 Ultra sau poate ai un P60 Pro, dar mai mult aș oscila între 15 Pro Max și S23 Ultra, cam astea două, atât. Adică personal nu-i văd sensul lui iPhone 15, efectiv, e un telefon degeaba din punctul meu de vedere. Mai bine ții iPhone 14, mai face o economie de vreo 500 de lei și se comportă efectiv identic pe testate. Îți las aici review-ul iPhone 15 să te convingi și astea au fost răspunsurile mele la toate comentariile. Nu uita de like, share și abonare dacă ți-a plăcut acest clip. Evident, poți să te alături acolo mai jos dacă vrei să mă ajuți în mod direct, iar până la următorul eu îți doresc numai bine.